Come on and drag me down. I need somebody to come on and drag me down. Do, 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 do. Oh. Anche il Ratage. Ok, hai detto niente Nimsus. Ah. Ok. Dai mai con me. Però qui support con me. Ok, salut a tutti, sono Tiago Stavi, adesso vreau să fac un mic anunț. Da, sunt plină de vopsea pe mâini. Vopsea acrilică! Yay! Și aici am un desen cu un craniu. În fine. Așa, să continuăm cu anunțul. Vreau să vă întreb dacă vreți să mai continui seria cu LPS la școală. Unul la mână, doi la mână. Vreau să îmi spuneți dacă vreți să schimb mascota și cu care dintre ei. Vreau să vă arăt care sunt LPS și cu care îmi pot schimba mascota și dacă vreți. Primul ar fi prima ar fi Casey. A doua ar fi Rosie. A treia ar fi Ruby. Și a patra ar fi cineva care vreau să vi-l prezint chiar acum. Scuzați pentru roațelele. Ok. Și acum, haideți să vi-l arăt și pe a patra mascotă care, dacă vreți voi să o am. Ouch. El este Jojo. Focus, man, focus. Focus. Da, în realitate, cred că arată mai bine. Dar camera asta nu vrea să focuseze. Hai, te rog. Ah, tu și camera ta. Nu mai aproape să te vadă lumea. El e Jojo. Este un LPS costum. Oh, come on and drag me down. Da, este băiat. Acesta este un cap de corgi. Să vă spun poveste. Eu avem un LPS corgi care dădea din cap. Babli, 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 babli. Așa. În fine. Și o prietenă de-a mea îl vrea foarte mult, așa că am tras amândoi de el. Ceva de genul. Ni, 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 ni. Până i-a tras foarte tare și a rămas cu corpul în mână și am rămas cu capul în mână. Apoi ea i-a zis că mi se revanș, că nu vrea să-mi dea corpul înapoi, că ea rămâne cu corpul, că o să-i pună ea un alt cap. Și am zis ok. Și apoi m-a întrebat dacă eu vreau alt corp și am zis că da. Și mi-a dat un corp de la un dintre ăla, cum îi zice, un ciobănesc german dintre acela, foarte drăguț. Tot așa cu urechi ca ăsta. Da, cu față diferită. Și acum corgiul meu combinat cu dog ciobănescu german au format acest cățeluș foarte drăguț, care eu acum îl consider lup. Și el e Jojo. Dacă voi vreți ca Jojo să fie mascota mea, să scrieți în comentarii. Stați să vi-l și arăt în întregime. Asta e fața lui Jojo. Da, aici ar fi trebuit să fie niște modele foarte drăguțe, dar mie nu prea miște. Bine, aici el așa. Jos, ochii lui sunt roșii. Are niște modele și pe botic pe aici. Așa. Așa. Pe spate, ups, are modelul ăsta cu două puncte pe urechi. Are lăbuțele gri. Și rest e alb. Ok. El e Jojo. Încă un anunț. Am reușit să fac asta.
Da, acesta este diamantul de galaxie. Eu sunt Jojo. Așa arată diamantul. Este super drăguț. Scuzați, suportul meu uimitor de pus camera. În fine. Asta sunt eu. Asta e diamantul. Aici am făcut câteva steluțe. Steluțe pici, steluțe picolo. Și punctul de țeapă. I don't need much. Adică, just want to drag me down. Și am mai făcut unul, dar mai mare. Mult mai mare. Doar pe pânză. Pentru a face diamantul ăsta aveți nevoie de scotch și scotch. Scotch, un burete, niște culori acrilice sau tempera, în cel mai rău caz, o scobitoare și mult talent. Eu am folosit culori dubioase rău de tot. Pentru că aș fi vrut să folosesc au roz și albastru și am folosit roșu și verde. Dar a ieșit super fain. Oricum. Ok, eu am folosit următoarele culori. Voi trebuie să folosiți albastru, roz, mov și albastru închis. Și alb. Și alb, și alb. Îi dați forma aceasta și cum? Vă explic chiar acum, pentru că acesta ar fi ca un fel de DIY. Aici puteți să puneți o bucată de scotch gros, încă două bucăți pe colțuri, așa, și încă două bucăți, așa, în forma diamantului. Între ele puneți scotchul subțire, așa, 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 și aici jos, așa, și așa, și apoi cu buretele. Cu buretele, înmoiați în culorile care voi le folosiți și puneți pe pictură, apoi cu scobitoarea muiați în alb și faceți puncte și steluțe și ce vreți. Ok, și acesta a fost și DIY-ul și cam atât cu episodul ăsta. Ne vedem mai încolo cu un alt episod. Pa!